proteste în stradă și anchete după cea mai mare scurgere de informații din istorie. Autoritățile române reacționează în scandalul mondial al momentului, după ce mai mulți miliardari români au apărut pe listele offshore din dosarul Panama Papers. Consorțul internațional al jurnaliștilor de investigație, împreună cu ziarul german, în colaborare cu mai multe de 100 de parteneri media, au dezvăluit o imensă scurgere de date. 11,5 milioane de documente din baza de date a firmei panameze de avocatură, specializată în crearea de companii offshore, prin care numeroase personalități de renume mondial și-au ascuns averile, evitând plătirea de taxe și impozite. Datele cuprind documente care acoperă 40 de ani de activitate și includ e-mail-uri, foi de calcul financiare, pașapoarte și înregistrări care dezvăluie proprietari de conturi bancare secrete și companii din jurisdicții offshore, inclusiv statul american Nevada, Hong Kong și insulele Virgine Britanice. Dezvăluirile au generat anchete în mai multe țări, dar și proteste. În Islanda, 10.000 de oameni au protestat în capitală ca să ceară demisia prim-ministrului, după ce ancheta jurnalistică a dezvăluit că acesta și-ar fi ascuns investițiile în paradisuri fiscale. În urma protestelor, acesta și-a prezentat demisia. Printre cei vizați de anchetă se află apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin, premierul demisionar al Islandei, personalități sportive precum Lionel Messi și Michael Platini, dar și afaceriști români. Potrivit Mediafax, Franța a anunțat în urma dezvăluirilor că va introduce Panama pe lista paradisurilor fiscale și va solicita statelor care fac parte din organizație să-i urmeze exemplul. ANAF a anunțat printr-un comunicat de presă că inspectorii antifraudă verifică implicațiile fiscale publicate prin proiectul de investigație jurnalistică Panama Papers. Sunt alocate resurse pentru analiza datelor provenite din surse deschise, referitoare la identitatea persoanelor fizice și juridice și corelarea acestora cu cele existente în bazele de date specifice, referitoare la conturi deținute, participații în firme, tranzacții interne sau internaționale, se arată în comunicat. De asemenea, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism analizează informațiile apărute pentru a se stabili dacă în dosarele actuale sau cele deja soluționate există date care pot confirma detaliile apărute în urma anchetei. DICOT va face o analiză pentru ceea ce a avut și are în lucru pentru a vedea dacă există necunoscute și dacă putem corobora informațiile. O posibilitate mai mare de analiză ar avea Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor. Aceasta ar fi ordinea competenței, a precizat pentru Mediafax, biroul de presă al DICOT.